Îți mulțumim ție, Doamne, că și ne asculți și că, Doamne, ești în viața noastră. Îți mulțumim că și Tu, Doamne, ne-ai ascultat rugăciunea, Doamne, și ești cu noi. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi, Doamne, familia mea de azi înainte, Doamne, cu pace. Să binecuvântezi, Doamne, cu răbdare, cu înțelepciune. Te rugăm să ne binecuvântezi cu sănătate. Te rugăm, fii cu noi. Uitați-vă, cei doi vor avea necazuri, dar dacă ești singur, oare ești scutit de necazuri? Însă în doi, un bărbat credincios Domnului și o soție temătoare de Domnul, căsătoria este minunată. Îți mulțumesc, Dumnezeule Mare, pentru ziua aceasta binecuvântată de Tine, Dumnezeule Mare, prin care suntem, Doamne, în locul acesta, Dumnezeule Mare, să cerem binecuvântarea Ta, Doamne. Numele Iisus Hristos, binecuvântează-ne Tu, Dumnezeule Mare, ajută-ne să fiu, Dumnezeule Mare, cu adevărat fusie înțeleaptă, Dumnezeule Mare. Cu adevărat să fiu, Dumnezeule, semnajator potrivit pentru Petra, Dumnezeule Mare, ajută-mă în locul acesta, Dumnezeule Mare. Să aveți o căsătorie binecuvântată. Persoana treia să fie în familia voastră, Iisus Hristos. Indiferent unde vă vă duce, gândiți-vă, cu voi este Hristos. Indiferent starea în care vă veți găsi, întrebați-vă, Iisus este lângă voi. Iisus atâta va rămâne între voi, cât voi îl lăsați să fie. Depinde de viața voastră.